Esgrima. Nu l-am cunoscut personal. Eram foarte departe de acest tip de grupă, dar în 2003 am avut șansa să întâlnesc în casa unui profesor de la Facultatea de Fizică din București, domnul Mihai Vacar, doi membri ai Institutului Ionesc, Marin Arangul, gânditor, filozof, care plecase în 1979 și regizorul Paolo Valoreanu. Domnul Tarangul mi-a deschis calea spre acest tip de propunere de televiziune și de film. A fost o întâlnire bună, formatoare. Am făcut mai multe filme cu domnia sa, era foarte televizor, sunt de dialog cu niciunul. Așa se întâmplă, însă, îi plăceau foarte mult antichariatele și mi-a recomandat anumite cărți, simțind că pot să am un de deschidere între universul religios, care poate fi translat pe sculpturi și discursuri filmice. N-am să uit trimiterea făcută la o întâlnire la care ține anul mai întâlnul, cea dintre Grigore Sinaitu și Maxim Capsul Galilicu, din secolul XII, după care au avut discuție despre lucrul aprins. Marina Rangul a fost elev, de fapt, făcuse meditații de chimie și fizică cu Alexandru Ionescu. Și așa am pornit în această aventură. În 2006, prin generozitate și prin generozitatea domnului Vlad Alexandrescu, am avut șansa să încep filmările la un asemenea tip de demers. Am realizat trei filme, primul cu discipolii Părintului Sfima de la proiectul Noua Europa, Vlad Alexandrescu, domnul Andrei Iorescu, nu este chiar discipol, este cel care l-a reconfigurat pentru acest tip de strădanie și experiment cultural în România. Domnia s-a participat atunci la acest film. Doamna Anca Mădescu, Bogdan Cătălu Gazavan, Dana Jaroteanu, Mihai Neamțu, după care a urmat un alt film cu domnul Virgil Cionoș, doamna Anca Vasiliu și cu un prieten drag de meu, Andrei Rotanaru. A fost al doilea film care trebuia să completeze, să zicem, perspectiva asupra moștenirii lui Andrei Sfima, moștenirii Sfima de România. Experiența libaneză m-a convins, în primul rând, de caracterul exemplar și viitor al Andrei Sfima. În afară de faptul că m-a scos din rugătură la niște filmări despre Ionescu Ionescu, un subiect greu și complicat pentru oricine se apropie de el. Există un text al Andrei Sfima, scris pe care Părintele Sfima l-a a fost de acord să publice în revista Cotonos în anii 70, poate la invitația lui Ghiță Iriache, care se cheamă Cuvinte târzii și nepotrivite despre Ionescu. Acolo este găsită formula cea mai potrivită în a te apropia de un asemenea tip de personalitate. Apoi, de Părintele Sfima, m-a încurajat să realizez un film și despre Cristian Marina, pe care noi, în anii 90, îl vedeam în România fel. Ne-am rămit să-l plecăm. Iată că nimeni nu a obligat la moartea lui Cristian Marina, Marie Sfima, să cuvânteze la Europa Liberă un text care rămâne, după mine, cel mai important din această perspectivă. Îi mulțumesc pentru viitorul de Volga și o să-mi plecăm pe drumul la trebuie să ne vedem.